Eu am fost cel care i-am propus domnul Chiron de această funcție, iar lucrurile nu pot continua de o asemenea manieră ca eu să răspund la majoritatea inacțiunilor și nereușitilor sale. Primăria nu se administrează doar în Facebook. Am urmărit o isterie a unui viceprimar care se vrea rămas în funcție. A venit cu acuzații nefondate atât la adresa mea cât și a colegilor mei, a colegilor săi. I-am dat șanse de multe ori. Și am avut încredere că lucrurile vor evolua în direcția corespunzătoare. La ziua de astăzi, dacă nu mai implicam eu ultimele 3 luni de zile, nu aveam nici inițiate ceea ce am zis. La Izvor, în fața la Alunielu, la Ismail și multe, multe altele. Deci implicare zero. Primarul Capitalei a spus că acestea sunt doar câteva dintre proiectele pe care Victor Chironda a fost la un pas de a le compromite, iar altele nici n-au început măcar. În opinia edilului, Chironda vrea să se victimizeze, iar singurul lucru de care ar putea fi supărat este că a fost pus să muncească. La scurt timp de la conferința primarului, Chironda a venit cu un mesaj pe Facebook în care a respins acuzațiile aduse, fără a anunța însă dacă își va da sau nu demisia.